Micuții, însoțiți de învățătoarea lor Maria Durneață, au vizitat postul de televiziune Somax TV în cadrul săptămânii Școala Altfel. Elevii au aflat cum se fac știrile, dar și emisiunile favorite ale botoșenenilor. Au fost încântați de ceea ce au văzut și spun că își doresc și ei să lucreze într-o televiziune. Printre meseriile preferate de micuți s-au numărat cea de reporter, dar și cea de cameraman. Într-o televiziune ți-ar plăcea să lucrezi? Da. Ce ai vrea să fii? Reporter. De ce reporter? Fiindcă pot să călătoresc prin lume, îmi fac prieteni noi și descoper multe lucruri noi. Aș vrea să fiu un om care prezintă emisiuni sportive, ca fotbalul, basketul. Reporter. De ce reporter? Fiindcă pot să întreb oamenii și pot să fac multe lucruri. Ca și cameraman. De ce? Pentru că el filmează și reușește să trimite la televizor. Prichindei au cântat, au dansat și au recitat poezii spre încântarea gazdelor. Scrisoare din Basarabia, de Grigore Vieru. Cu vorba-mi strâmbă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și pită și ai nevălit pe-al meu pământ. La mijloc de codru, de Mihai Eminescu, la mijloc de codru des, toate păsările ies, din hugea de aluniș, la voiosul luminiș. Se adună fetele, dar hai la joc, măi, să învârtă horele, dar nu sta loc, măi.